stimați reprezentanți ai mass media, astăzi suntem la Ungheni pentru că am stabilit tradiția prin care executivul se deplasează în cele mai mari orașe ale țării pentru a organiza ședința de guvern, ca să vorbim direct cu oamenii la ei acasă și să aflăm de la autoritățile publice locale și de la oameni ce își doresc ei de la guvernare. Pe lângă deciziile care țin de Ungheni și regiune, am adoptat și proiecte care sunt așteptate de oamenii din toată țara. În ședința de astăzi am decis acordarea a 3.000 de lei pentru angajații din sectorul bugetar, care au un salariu mai mic de 15.000 de lei lunar, și aceasta face parte din acel pachet de ajutor pe care l-am anunțat în septembrie. Ajutorul financiar unic pentru pensionari a fost deja acordat. Cei care nu au reușit să primească acești bani pot merge la oficiile poștale sau la bancă. Tot astăzi am aprobat majorarea salariilor angajaților din sectorul medical. Creșterea va fi în medie cu 10%, iar pentru personalul de conducere cu 5,5%. Avem vești bune și pentru sectorul privat. Am aprobat o hotărâre prin care simplificăm mecanismul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii prin posibilitatea acordării garanțiilor de portofoliu. Această acțiune reduce semnificativ din cerințele de gaj și ajută companiile să-și dezvolte activitatea într-o perioadă de incertitudine. Schimbările pe care le-am făcut ne va ajuta să mobilizăm și resurse din partea partenerilor externi și să creștem fondul de garantare. Reamintesc că circa 40% din beneficiarii fondului de garantare a creditelor sunt agricultori. Tot astăzi vom merge în localitatea Bahmut, unde va fi dat sau va fi deschisă circulația după reconstrucția capitală pe un tronson de drum de importanță națională. Sunt sigură că acest eveniment este așteptat de toți localnicii care se vor putea deplasa mult mai ușor de acum înainte. Acest proiect este în derulare de mai mult timp, ca și multe alte proiecte pe care le-am moștenit, dar iată că noi urgentăm executarea și implementarea acestor proiecte pentru ca ele să se transforme în beneficii reale pentru oameni. Vreau să spun că tot până la finele săptămânii vom da în exploatare și drumul de ocolire a orașului Comrat. Astfel, împreună cu echipa guvernului, muncim zi de zi pentru ca să îmbunătățim serviciile pentru cetățeni, să le fim alături în perioada dificilă de iarnă și să punem bazele pentru o țară europeană dezvoltată, unde copiii noștri să vrea să rămână și să-și realizeze potențialul. Vă mulțumesc mult și acum sunt deschisă la întrebări. Într-adevăr, este primul an în care aprobăm acest mecanism de compensare, care nu este unul acordat tuturor, dar este țintit în dependență de venituri și consum. Pentru ca să ne asigurăm că nicio persoană vulnerabilă nu rămâne în afara sistemului, am ales această cale unde cei care nu reușesc să se înregistreze sunt automat încadrați în categoria medie. Vom face analiza datelor atunci când vom avea toate datele și vom vedea dacă această politică trebuie schimbată, dar pentru noi este mai important să asigurăm că cei care nu au acces la
acest sistem sau care încă nu cunosc despre posibilitatea de compensație să nu rămână în afara lor. În același timp, vreau să îndemn toată lumea să se înregistreze, pentru că această categorie medie nu va primi un ajutor atât de mare cum vor primi cei încadrați în categorii vulnerabile și foarte vulnerabile. Vă rog să adresați această întrebare, este o întrebare tehnică și vă rog să o adresați Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Deocamdată nu am făcut-o, locuiesc cu părinții și ei sunt cei care trebuie să se înregistreze. O să găsim un weekend neapărat să o facem împreună. Vă mulțumesc mult!